Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la un nou podcast, Dansa Recoarda. Adevărul e că vreau să-i mulțumesc foarte tare lui Ionuț, pentru că am venit într-o uzină, într-un loc din viitor, parcă. M-am uitat la niște mașini, m-am uitat la niște motoare, din trecut și totuși parcă din viitor. Da, extrem de interesant ce am găsit aici. Și o să discutăm astăzi un pic despre mașini, despre raliu, despre Maramureș, despre promovare și despre bucuria asta pe care o avem când evenimente naționale, când evenimente care contează în calendarele naționale ale sporturilor din România se desfășoară și în Maramureș. Și am spus Maramureș și nu Baia Mare, pentru că e în Maramureș și ne mândrim cu asta că Maramureșul are peisaje și locuri în care se pot desfășura astfel de evenimente. După o pauză de câțiva ani, că am fost vitregiți câțiva ani de bucuria asta a raliurilor, care de pe vremea lui Ceaușescu se întâmplau în Maramureș. Eu nu spun vă, doamnelor și domnilor, președintele secției Moto, Dr. Browns, a clubului Dr. Browns, salutăm și pe Silu Viman. Așa, o să discutăm împreună, Ionuț, despre ce se întâmplă anul ăsta. Dar înainte de a discuta ce se întâmplă anul ăsta, hai să vorbim un pic de bucuria asta de loc. Unde suntem noi acum? Suntem în, de fapt, meritul nu este neapărat al meu, meritul este al meu că te-am adus aici. Meritul este al lui Călin Făgădar, este pilot de viteză în coastă în campionatul național. Și este serviciul pe care îl gestionează și într-adevăr pe lângă un serviciu normal în care fiecare în care poți să-mi aduc și eu mașină, da? Mașina pentru reviziile de zi cu zi sau alte intervenții, are și o latură de motorsport. Și ceea ce se reflectă prin aceste bijuterii pe care le avem expuse aici sunt mașini la care el a lucrat. Desigur că aceasta este cea mai importantă bijuteria lui. Piesă, da, este homemade, este făcut în casă, să zicem așa, și cu care concurează în campionatul național de viteză în coastă și cu care chiar are rezultate foarte bune. Noi sperăm anul acesta chiar să iasă campion național la categoria sa. Este destul de dificil pentru că dacă discutăm de Călin care își reglează, face toate setările fine în acest garaj, el concurează cu piloți precum Dodo Pițigoi sau Mihai Leu care aleargă pe mașini de uzină, Porsche sau și care au bani, Audi, care au sponsor. Și care au sponsor și desigur sunt alte posibilitățile lor. Dar Călin este un concurent serios și datorită seriozității sale reușește să le pună probleme, ceea ce s-a văzut chiar la ultima etapă de viteză coastă de anul trecut, când a fost o bătălie, cred că o jumătate de secundă între cei trei, a fost foarte, foarte aproape să îi bată acolo. Păi noi sperăm că autoritățile județene, autoritățile locale, potențial sponsori, firme private puternice din Baia Mare, din Maramureș, să întoarcă capul și către sportul acesta, către motosport, pentru că am discutat un pic cu Călin înainte de a intra efectiv în realizarea podcastului. Și i-am spus că am fost acum un an sau doi la viteză în coastă pe Gutâi. M-am uitat un pic, recunosc că nu sunt un fin cunoscător, dar mă bucur să văd mașini ca orice bărbat și competiția asta care îmi și place. Și am rămas impresionat de cât de multă lume a venit să vadă evenimentul în sine, concursul în sine. Erau oameni în copaci, erau oameni pe marginea drumului. Unii făceau foc, unii făceau grătare, alții aplaudau. Era o bucurie, un spectacol fantastic. Și foarte, foarte mulți maramureșeni și nu numai prezenți acolo. Cred că unul dintre cele mai bune și cele mai serioase moduri de a promova Maramureș. Se vede pe televiziuni, se discută peste tot, vine Mihai Leu care oriunde apare are televiziune după el, se promovează astfel de evenimente și probabil că având un pilot atât de bun ca și Călin, am putea și noi să ieșim un pic în față, inclusiv în sportul acesta. Da, este un brand de care trebuie să profităm. Este adevărat, în 2020, când am organizat, după o pauză de 11 sau 12 ani, viteza în coastă în Maramureș, era, să nu uităm că era an de pandemie. Da, corect. Da. Era pandemie. Federația Română de Automobilism Sportiv a fost prima federație care a reușit să organizeze competiții sportive când toate arenele sportive, toate sălile de sport erau închise. Noi am reușit să organizăm etapă de viteză în coastă.
Și așa cum ai spus, s-a văzut dorința maramureșenilor, buimărenilor pentru a se hrăni cu această pasiune, pentru că este o pasiune, corect, evident. Care costă. Costă foarte, foarte mult. Dar, așa cum ai spus, este și o modalitate de promovare. Desigur, sunt și cârcătari, sunt persoane care spun că de ce să încurajăm noi persoane să se plimbe cu mașinile lor puternice pe drumurile publice. Aici intervine o altă componentă a activității noastre, pentru că noi nu încurajăm doar activitatea sportivă, încurajăm pe de parte activitatea sportivă responsabilă, pentru că, hai să fim serioși, teribiliști sunt. Care nu au nicio legătură cu sportul. Care nu au nicio legătură cu sportul. Noi încercăm cumva să-i atragem și pe acei teribiliști spre latura sportivă și să-și exerseze talentul într-un mediu organizat. Iar pe de altă parte punem accent și pe partea de educație rutieră, încercând să facem anumite campanii de conștientizare, de promovarea unei conduceri defensive, să sprijinim tinerii pentru accesarea unor proiecte de conducere defensivă, pentru că sunt destul de costisitoare. Este o chestiune care o să o legăm cumva de raliul pe care îl organizăm. Bun, dar Ionuț, acum orice fel de eveniment, orice fel de manifestare, orice fel de acțiune organizată o să aibă întotdeauna fani și oameni care nu sunt de acord cu asta. Acum e dreptul fiecăruia să aibă o părere, da, trebuie respectată, corect, dar nici nu ne dorim, dar până la urmă e de înțeles faptul că o astfel de manifestare făcută în județul Maramureș cu prezența personalităților din moto în județ nu poate fi decât un lucru benefic. Cheltuie politicienii și oamenii bani inutil pe mult mai multe alte proiecte care nu au relevanța pe care o are un astfel de eveniment. Vreau să-ți dau un exemplu foarte bun care nu poate fi contestat. Din păcate, România stă destul de prost la capitolul motorsport, pentru că nu avem o infrastructură. Ca și în orice alt sport, ai nevoie de antrenament. Noi, din păcate, nu avem unde să facem antrenament. Majoritatea piloților din România fac antrenament pe simulator. Dar nu este suficient. În Ardeal avem un circuit, la Târgu Mureș. Au fost foarte multe discuții cu amenajarea acelui circuit pe banii Consiliului Județean. Multă lume a considerat că este inutil. Ei, s-a constatat pe statistici că produce bani. Nu doar, pentru că scopul fiind o, corect, fiind produce. Investiție, nu neapărat, fiind o investiție, aici nu se înțelege greșit când discutăm de investițiile autorităților publice. Ele nu sunt destinate neapărat scopului de a produce bani. Ele trebuie să se întoarcă cumva în sprijinul comunității. Ei, cum s-a întors acest circuit în sprijinul comunității, pe lângă faptul că produce bani, se întoarce printr-un număr scăzut de accidente rutiere cu victime și cu urmări grave. Mi se pare că în primul an a fost 20% mai puține accidente pe raza județului Mureș, ceea ce este strictă legătură cu organizarea de competiții pe acest circuit. Și nu discutăm numai de competiții, discutăm și de cursuri de defensive driving, de conducere preventivă, defensivă, ceea ce ajută, uite, la o creștere a siguranței rutiere. Să nu uităm că România este, peste tot se aude că România este pe locul 1 în Europa la mortalitate din accidente. N-avem drumuri, serios. Nu numai că nu avem drumuri, nu avem, dacă se constată, din punctul meu de vedere, ar trebui să se stabilească ca o chestiune de prioritate națională. La fel cum a fost cu corupția, cum a fost cu pandemia, au fost diferite domenii care au fost declarate de siguranță națională și de urgență de a fi rezolvate, tot așa cumva, faptul că mor atât de mulți oameni în accidente rutiere ar trebui să ne pună niște semne de întrebare. Desigur că există această componentă a pedepsirii persoanelor vinovate, dar nu este suficient. Trebuie să venim și cu partea de educare. Ori sprijinirea motorsportului este una din aceste modalități prin care se poate educa populația și se pot, să nu uităm, mulți dintre cei care produc accidente o fac din dorința de adrenalină. Au intrat într-o depășire necorespunzătoare, au intrat cu o viteză prea mare într-o anumită curbă. Ei, persoanele respective pot să-și descarce adrenalina pe un circuit autorizat, dacă ar exista acest circuit. Din păcate, așa cum am zis, în Ardeal avem doar la Târgu Mureș un astfel de circuit, este destul de greu.
Eu personal mă duc de 3-4 ori pe an pe acel circuit și încerc să mă încarc pe de-o parte cu acea emoție pe care ți-o dă să, cu conducerea cu viteză excesivă. Pe de altă parte mă învață să-mi cunosc limitele și totodată să știu cum să procedez în momentul în care îmi depășesc limitele respective. Poate că ar fi util la un moment dat să ne gândim și în județul Maramureș, și este un vis mai vechi de al meu, de a amenaja un circuit, poate nu la nivelul celui din Târgu Mureș, dar ceva similar sau... Să nu uităm că pe vremuri erau poligoanele. Acum copiii de 18 ani se urcă la volan. Paradoxul este că îi întreabă instructorul... Ai mai condus? Ai mai condus? Cum să mă condus? E absurd. Da, într-adevăr, fiul meu cel mare a împlinit 18 ani și a fost întrebat, am mai condus? Și a zis, da, am condus. Și s-a uitat, da, am condus pe circuit. Am fost pe circuit, am făcut cursuri de pilotaj și m-am dat pe circuit, dar nu am experiența străzii. Și atunci, desigur, că am făcut școala de șoferi și a acumulat și experiența străzii. Dar cum ar fi să avem și noi aceste poligoane, dacă nu chiar circuite, să fie poligoane, cum sunt cele din Germania organizate de ADAC. Sunt poligoane unde tânărul poate să exerseze frânarea de urgență, poate să exerseze virajele cu viteză mai mare, pentru că la noi îi pune să conducă cu 30-40 de km pe oră pe stradă. Asta e legal. Legal, da. Și după ce și-a permisul de conducere, ce face tânărul respectiv? Primul lucru, urcă în mașină și își încearcă limitele și le depășește de multe ori. Eu bucuros să știi că instructorul meu de pe vremuri... Și ceva la oră și nu știe să gestioneze frânarea de urgență, nu știe să gestioneze, să anticipeze un viraj. Instructorul meu de acum 100 de ani, când mi-am luat permisul, mi-a zis, bă, Dănuc, dacă înveți să conduci încet, să nu oprești motorul, să nu fierbe apă, i-am învățat pe Dacia, da, că așa era, dacă nu se înfundă jiglerul, dacă nu fierbe motorul și dacă nu se oprește mașina și reușești să conduci încet, o să ai posibilitatea la un moment dat să poți să mergi și tare. Pentru că tare știe oricine. Așa. Am băgat la cap și țin minte și astăzi și mi-a spus Marius Covaș, prietenul meu, cel care m-a învățat să conduc acum 100 de ani. Da, doar că vremurile, îmi ce scuze, da? Doar că vremurile sunt de așa manieră încât ne determină cumva să trăim în această epocă a vitezei. Ceea ce se întâmplă în Germania, de exemplu, primele lecții de conducere, după ce ai învățat să în poligon și ai reușit să treci departe de poligon, te scoate pe autostradă și se fac urcările și coborârile de pe autostradă și te învață să conduci cu viteză de croazieră pe autostradă, de 130-140 km pe oră. De ce? Pentru că majoritatea accidentelor în străinătate, discutând de țările unde există autostrăzi, se întâmplă în momentul în care urci sau cobori de pe autostradă și atunci ei trebuie să învețe, să exerseze această chestiune. Problema este că în România, prin lege, este interzis, nu că am avea noi foarte multe autostrăzi, dar prin lege este interzis să urci cu mașina de autostradă, cu mașina de școală pe autostradă. Dacă nu am voie să urc cu mașina, dar el la a doua zi după ce și-a luat permisul, urcă pe autostradă, să conducă pe autostradă și se duce cu 200 la oră. Da, e o inadvertență în lege, cum sunt și multe altele. Da. Hai să vorbim un pic, Ionuț, de ce se întâmplă anul acesta în Maramureș, din punct de vedere al clubului Dr. Browns și care sunt acțiunile pe care voi le faceți anul ăsta în Maramureș. Da, deci în Maramureș avem programat două competiții sportive. Prima dată discutăm de Raliul Maramureșului, care se va desfășura în perioada 31 mai 1 iunie, discutăm de probele propriu-zise, pentru că evenimentul va fi integrat cumva în cadrul unui eveniment mai mare, pentru că, așa cum spuneam, ne punem accent și pe partea de educație rutieră. Și atunci, în săptămâna 27 mai, 2 iunie, vom organiza în Baia Mare Săptămâna Siguranței Rutiere, un eveniment dedicat tinerilor în special. Așa cum spuneam, să încercăm să-i apropiem de școlile de pilotaj, de școlile de karting, tot ce înseamnă parte de activitate sportivă, dar și de siguranță rutieră, parteneriat cu școli auto și totodată parteneriat cu Maramureș Bike, o altă asociație cunoscută la nivelul municipiului Baia Mare care organizează diferite evenimente, pentru că este un eveniment destinat tuturor participanților la trafic. Ca și chestiune strict sportivă, evenimentul va debuta în 30 mai cu verificările tehnice și cu prezentarea piloților care va fi în centrul vechi al municipiului Baia Mare. Iar în data de 31 vom avea 3 probe speciale, care presupun trecerea peste pasul Dutâi,
o supe specială în centrul municipiului Sighetul Marmației și revenirea pe pasul Dutâi, dar de această dată va fi o probă de noapte. Este o chestiune de noutate. Da, nu a mai fost noaptea. Nu a fost noaptea. Pasionații de raliu cunosc acest concept, este foarte apreciat. Chiar acum, la începutul anului, a fost raliu Monte Carlo și a fost foarte, foarte apreciat. Bine, există o altă cultură acolo, nu ne permit standardele de siguranță, nu ne permit să lăsăm spectatorii să fie lipiți de glisiera drumului și să își încurajeze favoritul. La noi sunt regulile un pic mai stricte, dar încercăm să aducem puțin din atmosfera de acolo și pe gutinul nostru. A doua zi vor fi probe mai tehnice, nu la fel de cunoscute precum gutinul, dar probe frumoase care ne vor purta prin partea rurală a județului Maramureș, în zona Copalnic, în zona Codrobotesc. La Copalnic a mai fost, nu? A mai fost etapa acolo. Da, au mai fost etape. Probele sunt foarte apreciate de către piloți și de spectatori. După cum spuneam, sunt un pic mai tehnice, dar desigur și sunt traversate în viteză mare de către piloți. Vom pune foarte mult accent pe partea de siguranță, pentru că nu, Doamne ferește, nu ne dorim evenimente nefericite. Și seara se va încheia tot în centrul municipiului Baia Mare. Noi sperăm să organizăm, să ne mobilizăm, să organizăm o supă specială și în municipiul Baia Mare. Și festivitatea de premiere care va avea loc tot în centrul municipiului Baia Mare. Noi la acest raliu al Maramureșului vom avea piloți? Noi ca Maramureș? Posibil să avem, da, vom avea piloți, avem mai mulți copiloți. Avem copiloți, și piloți, da. Dar avem și copiloți, pentru că să ne uităm la raliu, echipajul este format din pilot și copilot, rolul este la fel de important și pentru copilot, la fel cum este și pentru pilot. Avem câțiva sportivi băimăreni și maramureșeni, pentru că sunt și din Vișeu și din Baia Scrie, care concurează. Noi așteptăm pe toți la start și de ce nu sperăm să urce și pe cea mai înaltă treaptă la podium. Desigur, Doamne la ajută. Categoriile lor, pentru că este destul de greu să te bați cu un Simone Tempestini care de câțiva ani este number one. Da. Și vorbește foarte bine românește, mai nou. Sigur, este cetățean român. M-am distrat, mă distrez să-l aud și mi-e drag să-l văd la televizor. Următorul eveniment va fi viteza în coastă, etapa de viteză în coastă, care va fi în 7-8 septembrie. Dacă nu așa, 8 sau 9 septembrie, mă rog, este în acel weekend. Păi să nu fie în weekendul cu alegerile prezidențiale. Nu, pentru că tocmai asta era să ne încurce alegerile prezidențiale, dar se pare că alegerile prezidențiale vor fi în 15. Și atunci, în weekendul dinainte de alegerile prezidențiale, vom avea pe pasul Dutâi proba de viteză în coastă, unde îl așteptăm pe Călin și sperăm să o și câștige. O să răspund celor care ne urmăresc că mașina asta care e în spatele nostru acum, al lui Călin, din discuții cam până în 500.000 de euro costă așa cum e acum. O să discutăm cu Călin la un moment dat, o să facem un podcast și cu Călin pe acest subiect. Dincolo de partea financiară, este foarte importantă munca pe care a depus-o Călin în această mașină, care cred că nu poate fi cuantificată. Da, nu zice așa, că am rămas un pic impresionat de faptul că costă la modul ăsta în jur de 500.000 de euro. Cam cât de faină e pasiunea asta. Da, 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 este frumoasă și este o vorbă că învață-ți copilul să aprecieze mașinile și sporturile cu motor și nu să aibă bani de alcool și de droguri. Corect. Vorba asta vine și din pescuit, să știi. Și din pescuit, așa este. Așa, Călin, mă pomenește Călin. Mașinile astea frumoase participă la viteză în coastă. Oricine vrea să vadă mașini puternice, oricine e pasionat de așa ceva, poate veni acolo la Păgutăi după Mogoșan, imediat apropiere, acolo va fi, nu da, și în acest acolo, an. Acolo va fi. Așa sunt probele acestea minunate, de fiecare dată au fost foarte mulți oameni. E impresionant să vezi mașinile astea și forța care o dezvoltă. Îmi zicea Călin că asta are în jur de 1000 de cai. Da, are mai multe mape de conducere și în funcție de dorința pilotului sau de competiția în care participă, își poate seta de la
500, 600, 700, uh-huh, așa, uh-huh. Până la 1000 de cai putem lua. Bun. Altă acțiune pe care Dr. Brown să le mai face anul ăsta, mai vorbim un pic, ce înseamnă din punctul vostru de vedere organizarea acestor două etape? Că am vagă impresie că e enorm de mult de lucru. Este foarte mult. Este foarte mult de lucru și implică efortul nu doar unei persoane, implică efortul mai multor persoane. Dar, așa cum spuneam, majoritatea sau aproape toți suntem pasionați de automobilism sportiv și atunci este o plăcere. În general ne concentrăm după terminarea programului de lucru pentru că fiecare este implicat în altă activitate. Trebuie produci banii ăștia cumva pe care se investește în moto. Da, așa este. Trebuie să producem banii ca să reușim să organizăm. Dar este o pasiune care ne atrage, ne strânge la oaltă și de ce nu ne transmite și o stare de bine. Doamne ajută! Deocamdată mulțumim tare mult pentru prezență. Să sperăm că vor ieși exact așa cum vă doriți, poate un pic mai bine decât vă doriți. Așteptăm și anii viitori, evenimente, piloți, maramureșeni care să fie implicați în luptă și atunci sigur că... Tot mai mulți băimăreni și maramureșeni fac cursurile de pilotaj ale școlilor de pilotaj acreditate de federație și posibil că vom vedea mai multe persoane care se vor înscrie în astfel de competiții, atât la raliu cât și la viteză coastă sau la drift sau competiții de time attack care sunt mai accesibile. Chiar acum se organizează un campionat de time attack pe circuitul de la Târgu Mureș și pe cel de la Dâncata. Și taxa de participare, nu știu, nu cred că este modică, taxa de licențiere 100 de lei, deci sunt costuri accesibile și se poate concura inclusiv cu mașini de stradă. Am înțeles. Să discutăm de circuit unde sunt alte condiții de siguranță. Mulțumim tare mult, bucurie. Dacă autoritățile vor să se implice, o pot face. Absolut. Dacă există oameni privați, sponsori, care doresc să-și asocieze numele cu un eveniment deținut, iarăși o pot face. Și dacă cineva dorește să-și vadă numele pe mașina asta fabuloasă, iarăși o poate face. Nu e niciun fel de probleme. Mulțumim tare mult și ne vom mai vedea, vom mai discuta pe parcurs. Vom fi aproape de evenimentele dumneavoastră și sunt ferm convins că va fi un punct de plecare pentru un alt mod de a promova Maramureș. Știu că e foarte important și asta. Și asta este o componentă extrem de importantă. Doamne ajută și să conduceți defensiv.